Ce face românul când este greu, face haz de necaz. Și cum în ultimii ani greul a devenit tot mai greu pentru pălmași, fie ei patroni sau talpa țării, nu i-a mai rămas românului decât satira, cel mai sigur instrument universal pentru tratarea epidemiilor morale. Materialul care urmează este o satiră la adresa unor politicieni băștinași, un pamflet despre cum, pentru a deveni stăpân, politicianul pozează în servitor, despre arta de a obține voturi de la săraci, un pamflet despre politica în care nu sunt principii, ci numai interese. Spunea o vorbă din popor că până și fierul ruginește odată cu trecerea timpului. Așa că nu-i de mirare că și caracterul unora se schimbă din cauza banilor și a timpului petrecut în funcții. Periodic, ai noștri, hârșâiți în politichie, pupă piața Independenții ca și acum mai bine de 100 de ani, după cum scria Caragiale. Așa și cu doamna Veta Stan, ajunsă parlamentar și șefa unei părți a liberalilor hunedoreni, nu a tuturor cum și-ar fi dorit. Parte ce a ajuns din ce în ce mai străvezie din cauza aroganței și a lipsei de experiență între ale leadership-ului. Adevăr grăita la o vreme laur gură de aur. Vetei nu i-ar strica un pic de modestie, mai ales că în cazul ei diferența dintre un lider adevărat și unul tolerat este dovedită prin fapte care fac diferența. Că România a ratat intrarea în Schengen nu mai contează. Subiectul venit ca o mare nenorocire pe capul plimbăreței clase politice s-a răsuflat de mult. Și atunci și acum românului îi pasă de inflație, pensii și salarii mărite, nu de plimbări. Și atunci, dar și acum, tot românul jelește din cauza birurilor impuse prin ordonanța austerității. Numai Veta și pupătorii ei petreceau și petrec de zor, în timp ce mediul de afaceri își dă duhul. Vorba aceea, la plăcinte înainte. E plin Facebook-ul de imortalizări din tot felul de restaurante, cămine culturale și alte locașe de închinociune, pupături și osanale ce se vor dovezi ale muncii neobosite desfășurate în folosul cetățenilor sau a cetățenilor în folosul ei. Și când se părea că doar la paranghelie în interes de voturi se rezumă activitatea de parlamentar a doamnei Veta Stan, hop! Și pocinogul. A scos din tufișuri noi prevederi statutare pentru că doar toată lumea trebuie să bage bine la cap că politica nu are principii. Are numai interese, vorba lui Octavian Paler. Oricum, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere. Cineva spunea că România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni. Mai bine fără de-al de ăștia decât patriotism, respect, dragoste de țară afișate ipocrit doar la evenimente obligatorii prin lege. Dar să ne bucurăm că totul e trecător pe lume, chiar și funcția e numai ceas. Votantul are timpul, iar faptele, trădarea și prostia se răzbună.